data de 3 noiembrie, în jurul orei 17:30, în punctul de trecere a frontierei Albița, s-a prezentat pentru a intra în țară o persoană cu cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, conducând un autocar înmatriculat în Republica Moldova, cursă regulată pe ruta Chișinău-Timișoara. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra mijlocului de transport și persoanelor, ocazie cu care echipa comună de control formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali a descoperit ascunse și nedeclarate, în vederea sustragerii de la controlul vamal, în bagajele personale ale cetățeanului, 3 ceasuri având inscripționate numele unor firme consacrate în confecționarea de ceasuri de lux. Cu privire la bunele descoperite, acesta a declarat că îi aparțin și că nu știa că există obligativitatea de a le declara autorității vamale în momentul intrării în țară. Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reținerii ceasurilor în vederea confiscării și expertizării acestora pentru a se stabili autenticitatea și valoarea lor și sancționarea contravențională a bărbatului cu amendă în valoare de 3.000 de lei.